Agenția Națională de Integritate l-a acuzat luni pe fostul director de achiziții din cadrul CNADNR, Teodor Răzvan Emil Teodorescu, de săvârșirea unor infracțiuni de conflict de interese și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. Inspectorii ANI susțin că în perioada aprilie-octombrie 2013, cât timp a ocupat funcția de director al Direcției Achiziții Finanțare de la Buget din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, Teodorescu a semnat o serie de documente privind acordul cadru, având ca obiect lucrări de marcaje rutiere pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale din administrarea Direcției de Drumuri și Poduri București. Contractul în valoare de peste 33 de milioane de lei a fost încheiat cu asocierea SC Aduna Servimob SRL și Teo Trans Consulting SRL, societatea la care administrator și asociat este Adrian Mugurel Teodorescu, chiar fratele directorului de achiziții al CNADNR. Dosarul a fost înaintat Direcției Naționale Anticorupție. În noiembrie anul trecut, în asociere cu compania Straco Group, societatea Teo Trans Consulting SRL a obținut de la CNADNR contractul pentru finalizarea lucrărilor pe tronsonul Pătrăuți-Șcheia al șoselei de centură a municipiului Suceava. Valoarea contractului pentru tronsonul de 5,2 km era de 5,8 milioane de lei. La momentul semnării contractului s-a anunțat că tronsonul Pătrăuți-Șcheia va fi pus în circulație până la 15 ianuarie. Termenul a fost deja depășit cu 2 săptămâni și nimeni nu știe când se va putea circula în sfârșit pe șoseaua de centură a Sucevei.